mulțumesc acum partea cea mai emoționantă a întâlnirii. Da, și partenerii. Partenerii au o sesiune de prezentare. Vor avea vor lua cuvântul. Da, am înțeles. Urmează partea cea mai emoționantă, distribuirea premiilor, dar să nu uităm că evaluarea a făcut-o partenerii și dacă aveți ceva împotriva noastră, vă rog să vă adresați direct lor. De aceea, ca să iau castanele cu mâna la muncitor. O să spun doar câteva cuvinte. Numele meu este Monica Șerban. Reprezint Asociația Gândește Verde, partener al Consiliului Județean în acest proiect. Rolul nostru inițial a fost de pregătirea proiectului, de asigurarea calității, așa cum voi ați scris, compunerile, proiectele respective. Noi am scris un proiect, ne-am asigurat că este calitativ suficient de bun ca să fie aprobat, a fost aprobat și acum vom participa la implementarea lui împreună cu Consiliul Județean Nord. Eu de profesie sunt economist, dar întotdeauna am avut o pasiune pentru natură. Așa că mi-am petrecut mare parte din activitate în domeniu, de referință fiind anii petrecuți la Ministerul Mediului, când am lucrat la implementarea rețelei Natura 2000. Vreau să vă mulțumesc în primul rând pentru participare, știu că a fost un efort deosebit. Mulțumesc copiilor pentru lucrările create și profesorilor pentru că i-au ajutat și i-au îndrumat în această acțiune. O scurtă mențiune pe care vreau să o fac. Principala problema lucrărilor și motivele pentru care nu sunt mai multe premii întâi și premii al doilea a fost modul de abordare a temei. În multe cazuri tema a fost abordată incorrect sau deloc. Și aceasta ne-a forțat să nu dăm atât de multe premii pe cât am fi vrut. Dar, din sutele de lucrări pe care le-am primit, le-am ales pe ale voastre și acum le vom premia așa cum se cuvine. Mulțumesc! Dacă aveți întrebări, venim lucrările și vreți să le discutați la sfârșitul întâlnirii, mă găsiți aici și putem discuta cu fiecare întrebări dacă doriți. Mulțumesc! Urmează primirea câștigătorilor. Domnul vicepreședinte Ioan Ciuculea are plăcerea să vă anuneze diplomele. O să începem cu elevii, apoi vom da și școlilor participante cu diplome de participare. O să am următoarea rugăminte. Pentru ridicarea diplomei și pentru a câștiga timp, vor veni elevii pe care o să îi anunț pe categorii de clase și în funcție de tipul de concurs la care a participat. Vor veni aici în față, apoi prin spatele nostru vor merge la brad. Nu avem moși, dar avem un responsabil financiar care va da fiecărui câștigător o plasă cu cadouri promoționale. Deci după ce vor ridica copii, după ce vor ridica diplomele, vor merge la brad și acolo fiecare copil va primi un set de materiale promoționale. O să încep cu concursul de eseuri. Clasele 1-4, Andrei pe clasa 4, la școala gimnazială Tăneasa. Vă rog să vină în față ca să ridice premiul. În cazul în care un elev lipsește, este rugat un cadru didactic să ridice totuși premiul câștigătorului. Andrei, pentru clasa 4, la compunere rolul meu, Pădurea prietena mea. Școala gimnazială Dăneasa. Corina Sârb, clasa 3. Școala gimnazială Chiar. Corina Sârb, clasa 3. Alexandra Nadoru, clasa 4, școala gimnazială Dăneasa. Andreea Vrăba, clasa 3-a, școala gimnazială Otoșia. Compune
erou pentru o zi. Cred că astăzi este erou al zilei de 12 decembrie. Și Daniel Petrescu. Mențiuni speciale, Silvia Mupescu, clasa a fata, școala gimnazială Scudina. Compunerea Rahane, rol copilării mele. Și compunerea 2, rol din deșertul Nami. Și Ailin Dogaru, clasa a fata, școala gimnazială Spăitănești. Tot mențiune specială, obține și Georgian Jucălaru, clasa a doua, școala gimnazială Spăitănești. Alin Bogaru și Dostian Cătălaru. Foarte emoții. Sperăm să aibă grijă de natură mai mult decât noi așa. Da. Finaliștii concursului de eseu, clasele 5-8. Vlad Dumitru, clasa a 7-a, școala gimnazială la Dumitru. Bianca Țubulan, clasa a 6-a, școala gimnazială Meșoviță. Emma Bălan, clasa a 8-a.
clasa 8 la școala gimnazială Obiș. Felicităm echipa verde și în continuare Ian Riscăs de la școala gimnazială Bobicești, echipă formată din următorii elevi: Angela Botescu, Melania Cotocaru, Cătălin Răgănoiu, Claudia Cudus. Thank you.
ultima serie de premiați, elevi din clasele 9-12, Ștefan Mărgărit, clasa a 9-a, Liceul Florin.
întrebare. Deci, în continuare, îmi pare foarte rău, nu pot să asist, dar dacă este un astfel o pauză. Dar înainte, vreau să vă transmit și salutările Consiliului Județean. Eu am vorbit în prima parte de ceea ce simt eu ca om, ca om politic sau ca și conducător al județului. Vreau să vă spun că eu, domnul președinte Stănescu, domnul vicepreședinte Oprescu Marius, totdeauna vom fi deschiși dumneavoastră și până cu ce putem. Sperăm că vor veni vremuri mai bune și numele Consiliului Județean tuturor celor care ați participat în acest proiect și părinților dumneavoastră și prietenilor noștri de peste tot, să le urați în mulți ani fericit și sper că vom mai avea asemenea proiecte la care și dumneavoastră veți participa și colegii dumneavoastră împreună cu inspectoratul școlar. Vă doresc multă, multă putere de muncă și vă mulțumesc pentru sănătate.